Duminică, 8 septembrie, începând cu ora 18, în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, se va organiza spectacolul caritabil Cântec pentru Viață. Evenimentul este organizat de Asociația Grăuntele de Bucurie cu sprijinul unor instituții publice. Dedicat sărbătorii nașterii Maicii Domnului, spectacolul militează pentru o cauză nobilă, sprijinirea femeilor însărcinate și a copiilor neajutorați. Emoția va fi dăruită de corala Sacerdotes, dirijată de preotul Daniel Balea și preotul Florin Oltean, cărora li se va alătura grupul de copii, ucenicii Sfântului Nicolae. Totodată, pe scenă vor urca artiști îndrăgiți de publicul hunedorean, precum Maria Copăcean și Cristina Morait, Ana Anuțoiu, Bianca Iacoboni și Mihaela Oprea. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru înființarea unui centru de sprijin dedicat femeilor însărcinate și copiilor la Deva. Deși intrarea este liberă, organizatorii amintesc participanților faptul că fiecare contribuție este esențială pentru îndeplinirea acestui proiect de suflet.